Agitație mare în cimitirul ortodox din Medgidia. Înarmați cu instrumente și vopsele, oamenii au venit la mormintele celor dragi pentru a face curățenie înainte de Paștele Blajinilor. Câteva zile ne mai desparte de Paștele Blajinilor și sute de persoane au venit zilele acestea la cimitirul din Medgidia să facă ordine la mormintele celor dragi în preajma Paștelui Blajinilor. De salubrizare se ocupă și zeci de muncitori de la Direcția de Gestionare a Domeniului Public și Privat Medgidia. Am venit la cimitir pentru să facem curățenie la morminte de Paștele Blajinilor acum și să fie frumos, să fie nou și întreținut ca lumea. Să facem curățenie la cei morți, dar noi avem în altă parte, am făcut mai din timp și aici am făcut, este o vecină care a stă pe lângă noi, că noi stăm pe silozul pe partea aceea, știm că n-are pe nimeni. Facem curățenie pentru Paștele Blajin. Obișnuiți să veniți în fiecare an să faceți curățenie? Da, bineînțeles, asta e tradiția. Afacerile vânzătorilor de flori și de coroane înfloresc în aceste zile, căci Paștele Blajinilor este cea mai însemnată dintre toate zilele în care se pomenesc morții de obște și li se dă de pomană. E singura zi în care se face pomenirea tuturor morților la cimitir. E cea mai mare prăznuire pe care o fac credincioșii în cinstea celor adormiți.